Programul manifestărilor de Ziua Bucovinei va debuta cu o ședință solemnă la Consiliul Județean, în care Iancu Flondor și Ion Nistor vor fi declarați post-mortem cetățeni de onoare ai județului Suceava. Cei doi au militat pentru unirea Bucovinei cu patria mamă. La ora 15 vom avea o ședință solemnă a Consiliului Județean, ședință pe care o vom convoca în ședința de vineri ordinară, pentru că voi face o evocare a momentului 1918-2016, unirea Bucovinei cu țara, și de asemenea vom înmâna nepoților și strănepoților lui Ion Nistor și Iancu Flondor diploma post-mortem de cetățean de onoare. La ora 16 va fi un spectacol de Ziua Bucovinei pe esplanada Casei de Cultură. Va începe cu apelul lui Filaret Dogoș, scrisoarea. Noi am mai citit acea scrisoare odată în 2008, dacă vă amintiți, care marchează momentul intrării trupelor în Suceava. Apoi, o să fie o serie de evenimente. E vorba de corul seminarului Mitropolit Dosoftei Suceava, grupuri folclorice de la ISU Suceava, corul vocal de la Bogdana, de la Bosanci, dansuri tradiționale românești, poloneze și ucrainiene. Deci un spectacol de Ziua Bucovinei pe esplanada Casei de Cultură din Suceava. Tot luni, 28 noiembrie, va veni la Suceava și ministrul finanțelor Anca Dragu. În plus, primarul Sucevei, Ion Lungu, va aprinde luminițele din bradul de Crăciun și va inaugura perdeaua luminoasă care coboară de pe Casa de Cultură spre bradul împodobit de pe esplanadă. Tot luni, la Suceava, s-a nimerit asta și pe noi ne onorează, va fi prezentă doamna ministru de finanțe Anca Dragu pentru o dezbatere cu mediul de afaceri. E o întâlnire cu mediul de afaceri în care IMM-urile sunt implicate și Camera de Comerț. Va fi la Hotelul Continental. Vom participa și noi. Pe de altă parte, parada de 1 decembrie se va desfășura tot în zona Casei de Cultură și a Palatului Administrativ și nu pe bulevardul principal, așa cum s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Parada se va desfășura fără tehnica armatei. 1 decembrie este ceremonia standard care se va desfășura cu defilare aici, în fața Palatului Administrativ, vin de pe platoul Casei de Cultură din centru, aici, iar după toată ceremonia și parada care va exista, inclusiv cu ceea ce permite legislația, cu tehnică ISU și a altor instituții de la Ministerul de Interne, mai puțin Ministerul Apărării, care are un ordin intern, nu au voie să-și scoată din unitățile lor militare mașinile, deci pentru paradă. Parada militară de 1 decembrie va fi urmată de un spectacol susținut de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu.